Crema Antirid Revitalift Laser de la L'Oréal Paris susține rubrica ta preferată. Doamnelor, între alegerea hainuțelor pentru cei mici și celelalte îndatoriri zilnice pe care le avem, trebuie să avem grijă și de tenul nostru. Iar retinolul pare să promită vindecarea ridurilor. Despre această substanță super eficientă discutăm cu Adina Alexandru, medic dermatolog. Bine ai venit, Adina! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, este foarte frumos la voi. Da, mulțumim că ne apreciezi și că vii de fiecare dată atunci când te invităm. Aș vrea să te întreb, ce este retinolul? Retinolul este un ingredient anti-aging foarte eficient. Este de fapt un derivat al vitaminei A, care este foarte importantă pentru piele, pentru că determină regenerarea ei. Și preparatele cu retinol sunt eficiente și pe ridurile profunde, ceea ce este un pas în plus în îngrijirea anti-aging, pentru că se adresează vârstelor mai mature, în care avem nevoie de o îngrijire mai atentă, mai atentă, să spunem, da, mai exact, atentă, da. Exact, da. Uh-huh. Da, este, înțeleg, este un ingredient anti-aging, dar necesită îngrijiri sau precauții speciale? Da, și este bine să știm acest lucru atunci când folosim un astfel de ingredient, pentru a avea numai avantaje. Uh-huh. Poate determina o sensibilizare a pielii la expunerea la soare, adică pielea se poate înroși dacă ne expunem direct după un tratament cu retinol. De aceea este de preferat ca un astfel de ser să fie aplicat seara, înainte de culcare, e cel mai sigur. Dar dacă totuși o facem ziua, ar trebui aplicat, nu știu, poate o cremă cu SPF? Cu siguranță, da. Crema cu SPF trebuie aplicată oricum, fac această paranteză, da, fie că folosim sau nu tratamente cu retinol, dar mai ales în cazul în care folosim retinol, nu trebuie să uităm să aplicăm o cremă cu SPF dimineața, înainte de a ieși din casă, cu circa 15-20 de minute. Și SPF-ul acesta trebuie să fie de circa 20, adică nu trebuie să fie 50 neapărat. 20 este eficient pentru a ne proteja. Ideal ar fi, sau recomandarea mea ar fi, ca SPF-ul să fie inclus într-o cremă anti-aging, adică să atingem două ținte dintr-o lovitură, dimineața să folosim o cremă anti-aging de zi, care să aibă și SPF 20. Ne puteți recomanda și o rutină de îngrijire care să includă retinolul? Sigur că da. După cum spuneam, retinolul este foarte indicat să se utilizeze seara, după curățarea feței, evident. Și după un astfel de ser, putem aplica o cremă anti-aging peste, care îl va sigila. Ideal ar fi ca cele două să fie din aceeași gamă pentru a lucra împreună, să spunem, și a nu exista interacțiuni între ele. Dimineața, din nou, după curățarea feței, vom aplica, de ce nu, un ser cu acid hialuronic, de exemplu, pentru a da încă un supliment pielii, peste care, așa cum spuneam, acea cremă care să conțină SPF de minimum 20 și eventual și alte ingrediente anti-aging. Și în felul ăsta toată ziua practic suntem acoperite sau acoperiți, uh-huh, de ce nu, că și bărbații de pot la ce face. Vârstă ar trebui să includă rutina noastră de îngrijire și retinolul să existe în rutina noastră de îngrijire în clipa în care vedem că au apărut riduri sau ar trebui să luăm puțin din timp? Retinolul, după cum spuneam, se adresează vârstelor mature. Asta înseamnă undeva după 35 de ani. După 35, după 35 de ani. Sunt aproape matură. Nu se vede. Până acum încadram la persoanele tinere, după vârsta matură, după 35 de ani. Da, sunt și aici. Așa? Important este că arătăm proaspete și că avem grijă de noi, inclusiv prin astfel de tratamente, pe care trebuie să le folosim, însă corect, pentru a nu exista aceste probleme legate de sensibilizarea la soare. Deci după 35 de ani, în principiu. După cât timp se văd efecte? Efectele după orice tip de tratament anti-aging de acest tip, cu seruri sau creme, se instalează treptat. Deja după un tratament cu retinol la 2 luni, în loturile de persoane pe care s-a studiat un astfel de ser, s-au văzut rezultate efecte, semnificative, rezultate. Adică în jur de, din ce am citit eu, în jur de 60% o scădere a ridurilor, wow, ceea ce e un procent semnificativ. Și mai mult decât atât, s-a făcut și o statistică a mulțumirii persoanelor care au folosit serul respectiv și rezultatele au fost foarte bune, peste 85% au considerat că pielea lor arată mai bine, chiar și fără machiaj, ceea ce este foarte important. Ceea ce este, da. Mai ales cu persoane care poate o viață s-au machiat. Da, exact. Da. Înțeleg că există precauții atunci când folosim retinolul. Care ar fi semnalele pielii că poate am exagerat, că am folosit prea mult, că n-am folosit într-un moment bun?
Dacă pielea se înroșește, este primul semnal de alarmă și dacă începe să ne mănânce sau să ne irite. Și în aceste situații nu ne speriem. Într-adevăr, poate să apară un astfel de efect la retinol și e bine să-l știm, pentru că este un ingredient foarte activ, foarte puternic. El chiar acționează. Deci e o dovadă practică a eficienței, să spunem. În aceste situații, practic, facem mai rar tratamentul. Aplicăm, de exemplu, în prima fază de 2 ori pe săptămână pentru a se obișnui pielea. Ulterior, o zi, da, una, nu, următoarea săptămână. Și apoi, dacă tolerăm perfect tratamentul, putem aplica chiar și zilnic. Uh-huh. Și rezultatele sunt foarte bune. Deci, asta v-am să întreb, retinolul se poate folosi zilnic sau trebuie să existe perioade de, ca un fel de cură de retinol? Da, se poate folosi zilnic. Asta spuneam, dacă pielea tolerează, dacă o obișnuim treptat în felul acesta, în prima săptămână mai rar, după aia mai des și ulterior zilnic, se poate ajunge la toleranță completă pentru acest ingredient. Perfect. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm la noi. Cu drag, oricând. Vorbește lumea continuă. Crema Antirid Revitalift Laser de la L'Oréal Paris susține rubrica ta preferată.